Har și pace, fraților, bine v-am găsit. Pace, Pace. pace. Astăzi suntem la tot la același al cincilea subiect referitor sau la cincea semn al unei adunări scripturale, și anume rânduielile dintr-o adunare. Dar ne-am ocupat până acum despre botez, una dintre rânduieli, și am rămas să discutăm și despre aceea de-a doua rânduială lăsată de Hristos ecleziei sale, adunării sale, și anume cina. Și ne propunem astăzi, cu ajutorul Domnului, să vedem ce este cina, ce reprezintă ea și să facem o incursiune cu ajutorul Domnului și prin harul lui în camera de sus, atâta cât ne îngăduie și ne-a lăsat și el descoperit prin Scriptură. Pentru că mărturia noastră trebuie să fie totdeauna sprijinită pe Scriptură, am să rog să citim două texte. Practic sunt textele care vorbesc despre două evenimente de tip cină, și anume ce a instituit Hristos în camera de sus și ceea ce amintește Pavel, tot referitor la camera de sus, dar de data aceasta a Corintenilor. Acestea două sunt două evenimente de tip cină relatate în Noul Testament. Și am să rog pe fratele Aurel să ne citească și nouă din Matei, respectiv din 1 Corinteni 11, pe fratele Ion. Vă rog. Da, o să încep din Matei 26, începând cu versetul 26 până la versetul 29, unde stă scris: Pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând: Luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat zicând: Beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Frate Ion, te rog. Da. La 1 Corinteni, capitolul 11, începând cu versetul 23, zice așa: Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis: Luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cine a luat paharul și a zis: Acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea o sânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dor. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Astfel, frații mei, când vă adunați să mâncați, așteptați-vă unii pe alții. Dacă este foame cuiva, să mănânce acasă, pentru ca să nu vă adunați spre osândă. Celelalte lucruri le voi rândui când voi veni. Da. Amin. Mulțumim, fraților. Două lucruri interesante, sau hai să zicem prima dată un lucru interesant care mi-a sărit în vedere atunci când m-am gândit zilele astea la subiectul despre cină, este că evangheliștii vorbesc despre ceea ce s-a întâmplat în camera de sus ca eveniment, fiecare venind și explicând dintr-un punct poate diferit în funcție de cum i-a călăuzit Duhul Sfânt și în funcție și de cât de aproape au fost de Domnul ca Ioan sau poate că au fost mai departe în cazul lui Luca, care nu a fost prezent efectiv, dar a studiat și a cercetat la prima mână. Și un alt eveniment de tip cină îl vedem în Corinteni. În afară de aceste două relatări despre cină, cel puțin nu avem ceva clar în Noul Testament. Ce mi-a atras atenția este că în ambele, de fapt în cazul Corintenilor, Pavel face apel tot la ceea ce s-a întâmplat în camera de sus. Și Pavel mustră și îi încearcă să-i întoarcă înapoi și reușește la practica și la ce a fost în camera de sus. Ceea ce pentru mine înseamnă că în viziunea apostolului Pavel, și iată că nici ceilalți nu-l combat, camera de sus și ce a instituit Domnul era norma.
Asta înseamnă că trebuie și noi să ne uităm în camera de sus, să vedem cum arată această normă, acest standard, această practică cunoscută și ca și canon, adică un standard obiectiv după care trebuie să te, să te poziționezi și tu la fel. Ce este cina, deci, în contextul celor citite de frații noștri din Scriptură? Cred că pentru a înțelege evenimentele care s-au întâmplat acolo, trebuie să vedem contextul. Și anume, ne aflăm la sărbătoarea Paștelui evreiesc, la sărbătoarea azimilor, care stătea să înceapă. Și în acest context, Domnul Iisus vine la Ierusalim și se prezintă pe sine întâi poporului, apoi, când sosește ceasul, îi strânge pe ucenicii lui și iau Paștele împreună și în cadrul sărbătoririi Paștelui, el instituie ceea ce se numește cina domnească, cina Domnului sau masa Domnului, care, ne spune textul din 1 Corinteni, trebuie să fie celebrată până va veni El. Deci, cina este o rânduială perpetuă care trebuie să fie respectată până la revenirea Domnului. Pentru că știu că tu ai studiat mult mai mult tema asta referitoare la legăminte. De ce îi spune cina? De ce nu îi spune altfel? De ce nu a gândit-o Dumnezeu altfel și de ce sub forma acestei cine? E foarte interesant. Cina mai este numită masa Domnului. Da. Și ideea de masă, ideea de a mânca, are legătură cu legămintele. Pentru că masa implica, era o formă foarte practică și primară, simplă de părtășie. Nu stăteai la masă cu oricine. Da. Și de obicei legămintele în trecut se încheiau cu un ospăț al legământului, cu o masă a legământului. Și din nou, masa Domnului trimite spre legământ. Dățile trecute discutam despre botez și ziceam că botezul nu este legământ cu Domnul așa cum îl înțeleg mulți. Însă noul legământ, la fel ca legămintele de dinainte, are și el un semn. Da? Un semn care, semnul unui legământ avea rolul de a-ți aduce aminte de partenerul de legământ și de ceea ce trebuia tu să respecti din legământ, în așa fel încât totul devenea foarte proaspăt înaintea ochilor tăi. Semnul legământului noahic este curcubeul, nu? Avem tăierea împrejur ca semn al legământului avramic, avem sabatul ca semn al legământului izraelit, încheiat de Domnul la Sinai, legământul cel vechi, cum este numit în Noul Testament. De fiecare dată când ajungeai la un sabat, când te odihneai de truda din timpul săptămânii, trebuia să îți aduci aminte de Dumnezeu și de legământul în care ai intrat cu El. Semnul legământului cel nou nu se găsește în apa botezului. Foarte interesant. Se găsește în cină și mai specific la paharul, la rodul viței de la cină. Ăsta este semnul legământului și ca un semn el trebuie să fie respectat în mod perpetu. Da? De ce se numește cină sau masă? Pentru că asta arată părtășie, arată relație. Relație pe care avem pe verticală cu Dumnezeu este o însușire și asta nu e doar despre cina noului legământ. În momentul în care încheiai un legământ, mâncai ceva, când consumai un aliment de la partenerul de legământ, de fapt, ideea era că ți-l însușești pe el. Înseamnă că devii una, da? În mod figurat. Cei doi devin una. Și cred că cina ilustrează lucrul acesta, pentru că atât pâinea cât și vinul de la cină reprezintă comuniunea sau împărtășirea noastră figurativă cu Hristos, care este capul legământului.
Nu putem vedea cine atunci și ca o repetiție în vederea marii cine cerești. Se pare că un deziderat al evreilor era să stea la masă cu Avram, Isaac și Iacov și ăla era locul de odihnă, era locul în care credincioșii ajungeau la sfârșitul alergării. Putem vedea cina ca o repetiție pentru odihna, pentru masa cerească, pentru nunta mielului. E foarte interesantă remarca. De ce? Pentru că cina privește atât în trecut, bine, în momentul când a fost dată în camera de sus, încă jertfa nu fusese depusă, deci anticipa jertfa, dar noi privim la cină spre trecut, spre momentul în care Hristos și-a frânt trupul și și-a vărsat sângele pentru răscumpărarea lor săi, dar în același timp privește și spre viitor, așa cum a citit fratele Ion din 1 Corinteni 11, că facem lucrul acesta spre spre amintirea Domnului până va veni El. Dar ce se întâmplă când vine El? Păi El vine să ne ia la sine și următorul mare eveniment pentru noi este ospățul nunții mielului. Deci cred că putem să vedem cina și ca o anticipare a marii mese de nuntă pe care o să o avem în cer. Dacă stau să mă gândesc la ce ați expus și tu, Raul, și Aurel, practic, știm că una dintre pozițiile de la ora actuală este că atunci când te împărtășești sau iei cina, de fapt consumi pe Hristos într-un fel sau altul. Și aici o să vedem câteva poziții. Dar în ideea unui legământ, tu nu consumai persoana, ci tu te identificai cu persoana. Într-un fel putem spune că dumnezeirea în Hristos se identifica cu cei care au fost atunci prezenți în cameră și au întins mâna la ceea ce El le-a întins. Vedem că dorința vine dinspre Hristos, că zice, am dorit mult să iau paștele acesta cu voi, spre ucenici, spre cei pe care El i-a primit. De fapt, rabinii niciodată nu se duceau să-și ia ucenici, ci ucenicii veneau la ei. Pe când Hristos, din contră, i-a căutat, i-a selecționat și a ales, i-a primit în anturajul. I-a chemat lui. Pe nume. Exact, i-a chemat pe nume și lor le-a luat această favoare, da, ca reprezentați, dacă vreți, a întregii eclesii care era atunci, și cu ei dorește să aibă această părtășie. Știu că, de exemplu, când luai azima, asta era vorabil și la Bans, spre exemplu, cu socrul său. Când cu Iacob, cu socrul lui Laban, când au rupt tot așa, au încheiat un legământ, au luat o masă și mesajul era: când rupem din azima asta, trupul meu e trupul tău și vinul reprezenta sângele tău e sângele meu, adică o identificare. Deci nu o consumare a celuilalt, ci o identificare. Și așa cum și evreii încă, din păcate, așteaptă acea masă mare, încă să le vină Mesia, ei tot așteaptă și fac pregătiri în vederea acestei întâlniri. Și noi la fel. Cealaltă latură a cine este că așteptăm din nou să fim de data aceasta și noi împreună, în unitate, nu doar avându-L pe El departe de noi, prin credință, ci și să-L vedem în glorie, împreună cu El, la masa aceea. Că zice, nu voi mai bea din acest rod al vieții până voi fi cu voi. Cum vedem asta, cum le armonizăm vis-a-vis de cei care sunt, spre exemplu, sau promovează sacramentalismul? Da, cred că e bine să ne uităm și spre diferite interpretări ale cinei, diferite medii. Și dacă ne uităm în istoria creștinismului, vedem că încet, încet această masă de părtășie care arăta relație și unitate, de fapt, devine tot mai mult un ritual, până ajunge, destul de târziu în Evul Mediu, să se transforme în transubstanțiere, o doctrină catolică care afirmă că, odată cu rugăciunea preotului care oficiază, elementele, cele două elemente, pâinea și vinul, se transformă literal în trupul și sângele
lui Hristos devine o jertfă nesângeroasă, în așa fel încât de fiecare dată când la mesa catolică se frânge pâinea, acum deja nu se mai frânge, când se înalță ostia, de fapt se jertfește în mod nesângeros trupul lui Hristos, care este împărțit enoriașilor. După aceea vinul nu a mai fost împărtășit enoriașilor, ci a fost rezervat doar preoților. Doar azima, bucățica de azimă, ostia a fost dată membrilor de rând. Dar ritualizarea asta și sacramentalizarea cinei, a mesei Domnului, nu a venit înainte să apară diferența între cler, între o clasă de slujitori și restul de laici. Și cred că nu s-ar fi întâmplat lucrul acesta dacă s-ar fi înțeles preoția tuturor credincioșilor. Asta o să vorbesc tot eu ca să prezint așa repede și alte variante, alte interpretări. Biserica Ortodoxă vorbește despre taine, da? Sacrament sau taină, ceea ce crede că se întâmplă e oarecum similar. Se întâmplă ceva special, ceva mistic cu elementele respective care își schimbă natura și devin mai mult decât pâine și vin. În Evul Mediu, odată cu, spre sfârșitul Evului Mediu, odată cu Reforma, Luther atacă doctrina asta și, în general, protestantismul a atacat ideea de transubstanțiere și Luther vine cu o altă interpretare care se numește consubstanțiere. Și ideea acestei interpretări, care e crezută și astăzi în Biserica Luterană, este că elementele au o natură de vin, au o natură duală în momentul în care ele sunt consacrate. Din câte îmi amintesc, Luther dădea exemplul ăsta a unui fier înroșit. Deci focul și fierul au două naturi diferite, două substanțe diferite, dar în contactul acesta, focul pătrunde în fier, îl înroșește, este în și în jurul fierului, dar devine cumva una cu el. Și spunea el că, de fapt, trupul fizic al Domnului și pâinea de la cină devin în felul acesta una, chiar dacă ele, de fapt, sunt două naturi diferite. Și apoi, poziția celor din aripa radicală, da? Și a disidenților în general, a celor care nu s-au identificat cu Roma, este aceea că cina, elementele sunt simbolice. Și rostul cinei este acela de a comemora efectiv jertfa Domnului Isus. Pâinea rămâne pâine, nu se întâmplă ceva magic cu ea și vinul rămâne vin. Ele ilustrează, ele sunt simboluri ale trupului și sângelui Domnului, dar nu devin și nu schimbă natura. Nu devin trup și sânge al Domnului. Asta este poziția pe care au avut-o și o parte din reformatori, dar toți anabaptiștii și alții dinaintea lor susțineau exact lucrul ăsta. Astea sunt cele trei mari interpretări în lumea creștină cu privire la elementele cinei. Deci, sacrament, transubstanțiere, nu? Consubstanțiere sau act comemorativ, o rânduială. Dacă ne uităm din perspectiva ideii de legământ și a faptului că ambele părți consumau aceleași elemente ca să se identifice, întrebarea este ok. Dacă o variantă sau alta, de fapt, care din variante este mai aproape de adevărul unui legământ, din moment ce și Hristos ar fi trebuit să consume ceva transformat sau să se consume pe sine însuși? Însemna că el n-ar fi trebuit să consume ceva transformat, ci doar ceilalți ar fi trebuit să consume ceva transformat.
ceea ce încalcă principiul din legământ cu identificarea, pentru că ucenicii au luat ceva, era luat altceva. Deși aveai, să zicem teoretic, aceeași azimă, la un moment dat în ucenic s-a transformat în ceva, în timp ce în el nu putea să se transforme tot în el. Ar fi absurd. Deci, și ar fi mâncat propriul trup atunci. Este o implicație logică, dar se pierde mai mult decât că am putea fi acuzați de anumite aspecte de canibalism, dar problema este că tu nu te mai identifici în legământ. Ai ceva care nu te mai identifică. Una din părți nu se poate identifica cu cealaltă. Asta mi se pare mie că se pervertește cel mai mult atunci când schimbi valoarea și semnificația elementelor. Avem o întrebare din public și n-aș vrea să trecem peste ea. De ce Hristos a instituit cina înainte de patim și nu după înviere? Ce credeți? Eu am răspuns deja, dar vrea să văd ce punct de vedere aveți asupra acestui aspect. Răspunsul pe care eu l-am dat e următorul. Dacă ne uităm în vechime la legământul încheiat de Dumnezeu cu evreii pe muntele Sinai, o să vedem că undeva cu aproximativ, să zic, 3 săptămâni sau pe acolo, înainte să se încheie efectiv legământul, ei se găseau încă în Egipt. Și Domnul le dă Paștele. Da? Paștele a fost o comemorare înainte de izbăvire și a intra efectiv în noua comunitate de legământ. Așa cum a dat Paștele înainte de a exista legământul, deși Paștele este văzut în legământ, nu în afara legământului, la fel și Hristos a instituit cina tot în vederea unei izbăviri, că acesta e sângele meu care se varsă pentru iertarea păcatelor multora și tot așa ca parte dintr-un legământ. Și cred că același tipar l-a avut în vedere Hristos când a instituit cina, așa cum și Dumnezeu practic a făcut cu poporul evreu înainte de a-l scoate și a-l duce pentru a-i da sau a ratifica efectiv legământul. Deși anunțase chiar dinainte că are în vedere rămășița lui Avram cu multe sute de ani înainte. Eu aș mai avea ceva de adăugat la întrebarea fratelui Alexei. Ideea este în felul următor, că Domnul nu putea să instituie după înviere, când avea un trup glorificat, nu putea să instituie cina, pentru că ucenicii practic ar fi înțeles că el ar mai putea muri încă o dată în trupul respectiv. Că el în momentul când a frânt a zis că luați mâncați, acesta este trupul meu care se va frânge, da, pentru voi. Și sângele care va fi curs. Ideea este că el după glorificare a avut carne și oase. Sângele a fost luat și adus ca preț de răscumpărare pentru păcatele tuturor aleșilor, pentru salvarea tuturor aleșilor. Și momentul acela al glorificării după înviere, eu personal cred că el nu mai avea sânge, ci avea doar carne și oase. Și ăsta este unul dintre motivele pentru care el nu putea să mai spună lucrul acesta. Okay, voi ce părere aveți? Teoretic putea Domnul să spună acesta reprezintă trupul meu care s-a frânt și să nu mai spună la viitor, la trecut și nu a fost afectat lucrul acesta. Eu mă gândesc la calendarul lui Dumnezeu. Mă gândesc la faptul că totul se întâmplă într-un timp stabilit și toate lucrurile converg spre împlinirea unui anumit eveniment. Gândiți-vă că jertfa Domnului Iisus este climaxul istoriei. El este Paștele care a fost jertfit odată pentru totdeauna. Și trebuia să se întâmple atunci. Da? El trebuia să fie jertfit de Paști și trebuia ca să existe legătura asta între vechiul și noul legământ. Trebuia să fie masa aceasta în momentul respectiv, pentru că dacă ar fi fost după, ar fi fost o rupere în sincronizarea din calendarul lui Dumnezeu. Da, eu chiar am pus întrebarea puțin mai devreme, de ce n-a luat-o cu un an în urmă, de exemplu, da? Dar cred că exact aspectul acesta trebuie păstrat,
și anume ordinea, timpul și ceasul lui Dumnezeu, pentru că exact asta s-a întâmplat atunci, a fost luat ultimul Paște, deci ultima masă pascală și s-a început cu prima cină a adunării. Deci atunci a fost timpul lui Dumnezeu. Nici mai devreme nu se putea lua, dar nici după nu se putea lua. Atunci a fost singurul moment în care trebuia începută această masă a cinei Domnului și a fost în același timp ultimul moment în care s-a luat, trebuia să se ia ultimul Paște evreiesc. Da, în sprijinul acestui argument care e foarte valid și o să vedem, e biblic, pentru că în greaca Noului Testament există două cuvinte care sunt traduse la noi în limba română în același fel, vreme sau ceas. În limba greacă există ora, după care avem noi ora cu de 60 de minute, și kairos. Kairos înseamnă o porțiune de timp predefinită cu un scop anume lăsată. Nu înseamnă egal cu ora, nu este echivalență pe minute, ci reprezintă acum, mi-am propus să fac ceva. Că se suprapune peste o ora, pentru că trăim într-un spațiu și timp e partea a doua, dar kairos arată un timp predefinit, ales mai dinainte pentru a se întâmpla ceva. Și într-adevăr, în planul lui Dumnezeu, după cel care este în afara timpului, dar totuși ține timpul, atunci când s-a împlinit acel eveniment ales de Dumnezeu și a intrat în kairos, în perioada alesă de el, atunci a fost momentul oportun, hotărât mai dinainte, pe care Hristos, spre gloria Dumnezeului triun, l-a adus la îndeplinire. Și m-am mai gândit la un aspect imediat, la ce a zis fratele Aurel, nu putea să ia cina după înviere pentru că nu se mai putea identifica cu ucenicii. Era un Hristos glorificat, iar ucenicii nu mai erau glorificați și adunarea încă nu era glorificată. Trebuie să o ia el sus ca să fie glorificată. Deci identificarea nu mai era completă dacă ar fi luat-o după înviere. Cred că Domnul voia să arate că El este împlinirea sărbătorii evreiești, El este mielul sacrificat, mielul de jertfă spre care au convers toți miei jertfiți și El era împlinirea sărbătorii și totodată prin cină cred că le vestește încă o dată moartea Lui. Domnul le spune clar că nu va mai lua o cină cu ei, cina Domnului cu ei până în împărăție, nu? Le amintește încă o dată că El trebuie să moară. Nu știu cât înțeleg ei în momentul respectiv, dar Domnul le vestește încă o dată moartea Lui prin cină. Așa e, frate, da. Și când vor fi glorificați, vor lua și ucenicii cina cu trup glorificat, dar și Domnul. Așa glorific. Este. Da. De asta el trebuia să se identifice pe de-a întregul cu partenerii de legământ, da? În momentul în care le-o dă. El cu trup uman, da? Cu aceleași sentimente ca ei, cu aceleași slăbiciuni, da? În ghilimele, da? Ca ei. Trebuia să se identifice ca un ultim Adam, cred. Cred că la fel ca și în cazul botezului, la fel și în cazul cinei. Domnul nu avea nevoie neapărat să mănânce, cum am vorbit mai înainte, propriul trup, ci Domnul era exemplu perfect și în ilustrarea pe care o făcea luând cina cu ei. Domnul nu avea nevoie nici de botez. Nu avea nevoie să facă botezul pentru că avea păcate sau pentru că avea nevoie să reînoade ceva, la fel cum făceau ei, nu? Nu credeți că există o paralelă la cele două legăminte pe care Domnul Hristos, legăminte, simboluri pe care Domnul Hristos le face și de fapt nu are neapărat nevoie de ele? Ba da, și eu cred la fel, că identificarea aceasta a fost făcută în Hristos pentru că El, așa cum a zis și fratele Aurel Munteanu, reprezintă un nou cap de legământ, practic. Dacă vreți, o nouă rasă în care accentul cade pe ce se întâmplă înăuntru, nu doar pe nașterea trupească, că venim din Adamul din tâi, ci venim din Adamul ultimul Adam. Și atunci de asta și a luat un trup ca al nostru. Pe lângă că trebuia să rezolve problema păcatului într-o formă asemănătoare cu a noastră, el a vrut să se identifice, pentru că scopul lui Dumnezeu n-a fost
niciodată mântuirea noastră, punct. Ci mântuirea a făcut posibilă reluarea acelei relații de tată-fiu pierdută în urma păcătuirii lui Adam în grădina din Eden. Asta e scopul, refacerea relației și intrarea într-o comuniune cu scopul de a avea o părtășie. Și de asta trebuie să fie identificarea lui Hristos cu cei din rasa lui Adam prin elementele de la botez și cină. Asta nu trebuie să uităm nicio clipă, că Domnul Hristos a fost Dumnezeu perfect și om perfect în același timp. Și s-a asemănat cu noi și ne-a dat un exemplu perfect în toate, un exemplu pe care trebuie și suntem chemați să-l urmăm. Așa este. Ideea este... Scuze, Maurel. Mă uitam la 13, pentru că acolo vorbește Domnul despre unitate. Și să ținem minte că rugăciunea Domnului în Ioan 17 este exact în seara respectivă. Tot ce a spus el din Ioan 13 până în 17 sunt cuvinte rostite acolo în camera de sus. Rugăciunea lui este extraordinară acolo și arată identificarea lui cu el și rugăciunea lui ca ucenicii să fie una. Și spune, în ce privește identificarea, spune în 19, și eu însumi mă sfințesc pentru ei ca și ei să fie sfințiți prin adevăr. Da? Și atunci când vorbește despre unitate, spune eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că i-ai iubit cum ai iubit pe mine. Ai tăi erau, tu mi-ai dat. Și există unitatea asta, identificarea asta a lui Hristos cu cei ce sunt ai lui. Și cine este foarte, este foarte adevărat și din acest motiv trebuia să fie o prezență reală, fizică a celor două părți implicate în legământ. Practic, legământul se făcea pe baza relației anterioare avute între cele două părți și legământul, în momentul în care se încheia, aducea relația la un nivel superior față de până atunci. Și de asta cred că legământul era ceva special, era o relație specială, o relație în care mărturiseai practic un corp comun, o viață comună. Și de asta Domnul ia și le întinde azima, da? Din care ei frâng, fiind socotiți ca un trup, și le dă și paharul și spune că iată, acesta simbolizează sau reprezintă sângele meu care va fi vărsat pentru voi și, da? Și de asta spune că cine bea va avea viața, da? Da, spune. Vreau să mai zic că nu putea Domnul să instituie cina după învierea sa, pentru că cina, ca și botezul, reprezintă moartea, îngroparea și învierea lui. Și cum am citit deja în 1 Corinteni 11:26, zice că pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Deci asta facem, ori de câte ori luăm cina. Vestim moartea. Deci cina arată spre moartea, îngroparea sa. Și nu putea să instituie după înviere un lucru care El l-a făcut deja fizic. Asta cred. Da, acest verset vreau să-l aduc și eu în prim plan. Da. Și de ce? Pentru că primul care a vestit și care trebuia să vestească moartea Domnului a fost chiar Domnul. Da? Deci ce vedem că ucenicii aproape că nu le venea să creadă și până la înviere, de fapt, bine, teoretic ei știau, dar trebuiau să vadă și practic. Și după înviere, da, imediat după înviere, chiar îngerul spune lucrul acesta: nu vă aduceți aminte ce vă spunea pe când era în viață, da? Deci că el trebuie să moară. Așa că primul care a vestit moartea sa a fost însuși Domnul și în privința aceasta a fost chiar și este chiar exemplu pentru noi. Deci el trebuia să aibă întâietate în toate, inclusiv în vestirea morții sale.
Cred că ne uităm, ne putem uita și la cealaltă rânduială, la botez. Și botezul a fost inaugurat înainte de moartea, îngroparea și învierea lui. În planul lui Dumnezeu, în calendarul lui, odată cu împlinirea jertfei la sărbătoarea pascală, următorul mare pas era înălțarea Domnului. Da? Și coborârea Duhului Sfânt peste templul său spiritual, care este adunarea în ziua cincizecimii. Domnul își încheiase lucrarea. El spune, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Da? Lucrarea de zidire a templului spiritual era sfârșită înainte de moartea lui. În timpul vieții, el trebuia să strângă adunarea, să construiască templu, să-l utileze, dacă vreți, urmând ca următorul mare eveniment după moartea lui să fie darea în uz public a acestei case pe care el a zidit-o în timpul lucrării sale pământești, și asta s-a întâmplat la cincizecime. Nu e așa? Când casa aceasta devine vizibilă și își începe lucrarea publică. Dar ea a fost terminată în timpul vieții Domnului Iisus. Dacă cine ar fi fost dată după înviere, atunci Domnul nu putea să spună am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat să o fac. Nu e așa? Pentru că încă mai avea ceva de făcut, de lucrat, de aranjat în casa lui. Pe când el poate să spună am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat să o fac în timpul vieții, și când a terminat pe lemn, da? Când strigă s-a isprăvit, se referă la sfârșitul lucrării pe care a avut-o de făcut în moartea sa. Și atunci înțelegem că Domnul a avut un scop și o lucrare de făcut în timpul vieții și în timpul morții, și pe amândouă, și prin moartea sa. Și pe amândouă le-a făcut bine și le-a definitivat. Iar construirea adunării a fost parte din lucrarea ce trebuia să o facă în timpul vieții. Din moment ce botezul și cina sunt o rânduiele ale adunării, ele trebuiau să fie așezate de Domnul acolo, în casa lui, înainte de a muri. Acum am adus în discuție ideea aceasta de simbol. Și am zis că cele trei variante, cu transubstanțierea, consubstanțierea și simbol. Și am intrat un pic în discuție. Ce este practic un simbol? Ce înțelegem prin faptul că cina este sau reprezintă un simbol? Da, în primul rând, ceea ce nu înseamnă simbolul, nu înseamnă că elementele respective își schimbă natura. Ele își păstrează aceeași natură pe care o au, dar ele reprezintă o realitate spirituală. Da? Asta înseamnă simbolul. Asta înseamnă că atunci când iei cina, nu primești har mântuitor, nu te mântuiești, nu îți oferă realitatea spirituală în sine. Dacă ești nemântuit și iei cina, lucrul ăsta nu o să-ți schimbe starea spirituală înaintea lui Dumnezeu. Dacă ești vinovat de păcat și iei cina, nu o să te ierte Dumnezeu pentru că ai participat la un ritual. Nu îți oferă har ritualul acesta. Asta nu înseamnă că nu are beneficii spirituale atunci când este luat în concordanță cu Scriptura. Dar un simbol, trebuie să ne imaginăm un simbol ca o umbră. Okay? Umbra nu este realitatea, dar umbra este o reflexie a realității. Și asta face Domnul acolo. Când ia pâinea și o frânge și spune acesta este trupul meu. Păi trupul lui era fizic acolo. Nu-i așa? Nimeni nu, din cei care au stat la masă, nimănui nu le-a trecut prin cap să se gândească că bucata aia de azimă își schimbă natura și devine carnea lui Iisus Hristos. Nu-i așa? Dacă elementele sunt simboluri, atunci când Domnul spune acesta este trupul meu, da? Se poate înlocui cu acesta reprezintă trupul meu. Da? Un simbol arată spre o altă
realitate. De fapt, ca o metaforă, dacă e să intrăm puțin în figuri de stil. Și Scriptura folosește multe metafore. Domnul Iisus spune, eu sunt lumina lumii. Ok? Este El lumină efectivă? Sau când spune, voi sunteți sarea pământului, înseamnă că ucenicii sunt clorură de sodiu spirituală? Nu. Înseamnă că există o analogie acolo. Da? Ceea ce este sarea în domeniul natural, voi sunteți în domeniul spiritual. Un simbol reprezintă o altă realitate. Pâinea și rodul viței reprezintă trupul și sângele Domnului Iisus. Asta este un simbol. Și în acest sens, la cine nu se întâmplă ceva mistic, nu se întâmplă ceva magic. Știți expresia hocus pocus, nu? Legată de magie. Hocus pocus și se întâmplă ceva, iese iepurașul din pălăria magicianului. Știți de unde vine hocus pocus? De la masele de oameni care nu mai înțelegeau latină și liturgia, mesa era în latină și când preotul spunea hoc est corpus meum, acesta este trupul meu, înălțând ostia, oamenii nu înțelegeau ce spune și au făcut un talmeș balmeș acolo și au spus hocus pocus și puf, se întâmplă ceva magic. Nu se întâmplă nimic magic la cină. Și asta e foarte important de înțeles. Nu își schimbă natura elementele, ele rămân pâine și vin, nu își schimbă absolut deloc natura. Ele reprezintă o realitate spirituală. Și în acest sens sunt simboluri și cina este o comemorare, o amintire a morții Domnului, a frângerii trupului și a vărsării sângelui lui. Nu este o jertfă perpetuă. Da, în același timp, cred că simbolurile acestea trebuie să reprezinte într-un mod fidel realitatea. Pentru că se tot aude, domne, sunt niște simboluri și atât. Nu contează efectiv ce fel de simboluri. Păi eu zic că și contează, adică dacă sunt simboluri, păi trebuie să fie simboluri. Adică un simbol nu poate să reprezinte în același timp mai multe lucruri. Deci reprezintă exact ceea ce chiar el simbolizează, da? Și trebuie să simbolizeze. Și aici putem să discutăm despre ce fel de pâine și ce fel de vin erau la masa aceea, la cina Domnului. Corect, frate Gelu, și dacă unii au mers într-o direcție greșită și au făcut din elementele cinei un focus, da? Alții care văd partea simbolică a elementelor, ce au făcut? Au făcut, cred că, harcea parcea cu ele. Pentru că spun, nu contează ce ei. Un simbol își pierde însemnătatea dacă nu este respectat în tot. Și cred că asta e ceea ce Atelegelul a scos foarte bine în evidență. În momentul în care schimbăm umbra, păi schimbăm în același timp și proiecție, ceea ce proiectează ea, și anume realitatea, ceea ce spunem noi despre realitate. Da? Dacă eu vă arăt o umbră pătrată, cu greu v-ați imagina că vă arată capul meu. Mă rog, înțelegeți ideea, nu? Umbra ilustrează realitatea. Dacă simbolul pe care noi îl avem la cină, da, nu este păstrat identic, o să arate spre o altă realitate. Ce arată, ce simbolizează pâinea? Trupul Domnului. Ok, putem să luăm orice, să folosim orice simbol? Nu. Păi, nu, de ce? Pentru că Domnul a avut un trup special. Nu e așa? Deformează realitatea. Ce fel de trup a avut Domnul? Fără păcat. Da, el avea două mâini, două picioare, cap, ochi, gură, ca și noi. Deci, în sensul Sfânt, ăsta, perfect, lipsit de păcat. Corect, au. Asta a fost diferența între el și noi. Și atunci,
Dacă noi schimbăm simbolul și nu păstrăm exact elementul pe care el l-a folosit, înseamnă că vom arăta altceva. Ce a fost la cină? Ce element a folosit domnul? Element solid, ca să zic așa. Ce element a fost folosit? Ce avea pe masă, adică azimile de la Paștele evreiești. Corect. Celebrarea cinei se face în contextul mesei pascale. Înainte de masa pascală se întâmplă ceva. Deci, evreul credincios trebuia să facă ceva, și anume să după ce se jertfea mielul, trebuia să înceapă să scoată toată drojdia din casă. În momentul în care Domnul instituie cina, nu exista pâine dospită în nicio casă din Israel. Da? De asta și spune sărbătoarea azimilor. Nu e așa? De ce e important lucrul ăsta? Pentru că la ei drojdia reprezenta răul sau păcatul moral. De fapt, Domnul Iisus însuși folosește de mai multe ori, nu e așa, drojdia în sensul negativ. Feriți-vă de aluatul fariseilor și a irodienilor, reprezentând ipocrizia și compromisul și așa mai departe. Dar și la evrei drojdia reprezenta păcatul, pentru că curățirea fizică a casei de drojdie, scoaterea drojdiei afară, reprezenta curățirea morală a casei respective înaintea lui Dumnezeu. Eu mă mai gândesc la un aspect. Vedeți, Domnul Iisus Hristos lasă însărcinarea de a duce mai departe cina, dacă vreți, spunând: iată, vă poruncesc să faceți ucenici din toate neamurile, învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit. Da? Hristos nu lasă cea mai, dacă vreți, importantă parte, și anume comemorarea jertfei lui și mai târziu învierii, la latitudinea oricărei, să zic, mântui din împărăție. Pentru că nu toți observaseră și nu toți înțelegeau mesajul. Practic, Domnul se asigură că prin ceea ce fac eu, în modul în care fac eu, vă las un standard pe care voi trebuie să-l trimiteți mai departe nealterat. Dacă îl modificați în ideea de umbră și realitate, înseamnă că dacă umbra se modifică, și realitatea are nevoie de schimbare. Ceea ce contravine cu ce spune Scriptura când zice Iacov că Dumnezeu nu este urmă de mutare și nici schimbare. Deci orice modificare care o aduci ca reprezentant în împărăție, pentru că adunarea sau eclesia este cea mai înaltă formă de autoritate spirituală în împărăție. Dacă ea modifică ceva, este ca și când Dumnezeu modifică ceva, datorită acestei identificări. Deci mesajul transmis este că, ok, eu modific pentru că și Dumnezeu trebuie să modifice. Ceea ce contravine și lovești fix în cine este Dumnezeu. Doar printr-un simplu fapt că ai modificat, că așa ți s-a părut ție mai lesne sau mai ușor pentru vremea în care trăiești. Să modifici azima, respectiv vinul. Și vinul, ca și azima, dacă vinul e fermentat, nu are drojdie. Multă lume nu știe chestia asta, dar dacă ne-am uitat la viticultor și am vorbit cu cineva, vinul fermentat nu are drojdie. Și vinul poate avea drojdie. Și drojdia aceasta reprezintă într-adevăr și e folosit. Și Pavel zice, măturați aluatul cel vechi. De ce veniți la Hristos Paștele jertfit? Singurul Paște adevărat și ultimul de care a fost nevoie să luați cu aluat, adică cu drojdie. Adică și în punctul lui de vedere era ceva negativ. Adică trebuie și în privința aceasta să deosebim bine trupul Domnului. Da? Trebuie să le reprezentăm bine. Exact. Asta e foarte important. Păi hai să facem o subliniere pentru urmăritorii noștri și să spunem că noi considerăm că elementele potrivite pentru cina Domnului sunt cele pe care le găsim în Scriptură, din contextul în care Domnul Hristos a luat sau a instaurat cina, găsim azimă și vin, cele două elemente pe care le-a folosit el la instaurarea cinei.
Mai mult găsim pe Apostolul Pavel, care atunci când le vorbește corintenilor, le spune că ce am primit sau am preluat de la Domnul ce v-am învățat. Adică nu am inventat, nu am introdus ceva nou, un element nou în învățătura dată adunării, ci am preluat, am luat de la Domnul lucrul ăsta. Corect. Ca să fie clar. Și atunci rămân două elemente. Nici nu știu de ce se discută atât, de ce există atâta forfotă în jurul elementelor cinei și a simbolisticilor, când Scriptura și Apostolul Pavel ne învață clar că există doar două elemente corecte: vinul și azima, adică pâinea nedospită. Ele sunt elementele care arată că trupul Domnului era fără niciun păcat. Era un trup perfect, era jertfa perfectă, singura jertfă acceptată de Dumnezeu. Îți spun, frate Aurel, de ce se discută și de ce sunt atâtea discuții pe marginea acestui subiect, dar nu numai pe marginea acestui subiect, și pe marginea altor subiecte. Pentru că își contează foarte mult din ce poziție privești și din ce poziție te afli atunci când înțelegi aceste lucruri și când le practici. Dacă vii, de exemplu, de pe poziția catolică via reformată, da, biserica reformată, este clar că atunci vei înțelege lucrurile din punctul acela de vedere, da? Adică vei înțelege lucrurile în felul lui Luther sau în felul lui Calvin, sau ajungi până la mama lor, da, în felul catolic. Cina e dătătoare de har, se transformă, sau poți să o iei oricum, nu contează. Da, contează din ce punct, din ce unghi de vedere vezi sau unde te afli în momentul în care interpretezi și în momentul în care practici, da, cina Domnului. Dacă te situezi în partea aceasta, așa cum ai citit foarte bine ce spunea Pavel, am învățat de la Domnul, v-am învățat de la Domnul ce am primit și eu, da? Atunci nu o să-ți mai permiți ca să interpretezi cum au vrut alții sau nici măcar cum vreau eu. Nu o să-mi permit să interpretez lucrul ăsta. Și așa cum a făcut Domnul, așa voi face și eu. Deci contează unde te afli în momentul în care interpretezi aceste lucruri, da? Și unde te afli în momentul în care le practici. Dacă te afli pe partea, da, pe linia aceea catolic, reformat și așa mai departe, este clar că vei aborda subiectul din punctul acela de vedere. Dacă te afli în partea cealaltă, da, paralelă cu linia catolică, atunci vei aborda subiectul așa cum l-a abordat și Pavel și primele adunări care erau scripturale. Fiecare, până la urmă, când se uită spre un subiect biblic, îl abordează după ceea ce cunoaște și după ceea ce a fost învățat. Și dacă cineva vine dintr-un mediu ritualic, în care cina este un sacrament, normal că ăsta este prima interpretare pe care o va da. Dar dacă studiază Scriptura, și asta e marea provocare pe care trebuie să ne asumăm fiecare, să vedem dacă poziția noastră se potrivește cu Scriptura sau nu, pentru că Scriptura trebuie să aibă ultimul cuvânt, e autoritatea finală pentru tot ce credem și practicăm. De aia e important să ne punem întrebări, pentru că vom vedea că poziția Scripturii întotdeauna va oferi un răspuns consecvent, da, la întrebări. Pozițiile omenești ajung să se bată cap în cap, ori cu Scriptura, ori ele între ele. Nu? Și atunci, marea noastră provocare este să ne raportăm la Scriptură. Da, am primit de la Domnul ce v-am învățat. Dar există acolo o obiecție pe care aș vrea să o discutăm, pentru că nu mai avem mult timp. Și anume, spun unii, este adevărat că Hristos a dat cina cu azimă, pentru că era sărbătoarea azimilor când a instituit-o, în contextul Paștelui evreiesc. Dar Apostolul Pavel, în contextul unei adunări a neamurilor, cum este cea din Corint, vorbește despre pâine obișnuită. Pentru că cei mai mulți evanghelici astăzi folosesc ca element la cină pâinea dospită, pâinea cu drojdie. Dar de ce folosesc elementul ăsta? Părerea mea, din cauza background-ului, din cauza mediului ortodox. Eu așa văd lucrurile.
De unde vii? Mi se pare foarte interesant că mulți spun nu contează ce folosești, dar nu contează înseamnă orice, numai azi mă nu. Așa. La fel cum spun ei, nu contează modul botezului, important este să te botezi. Nu contează numai afundare să nu fie. S-a întâmplat de enori în istorie lucrul ăsta. Orice e permis, numai exact elementul scriptural nu. Ba da, contează. Și vedeți, am adus în discuție și botezul. Dacă noi schimbăm, care și el e simbolic, nu-ți oferă har mântuitor, dacă noi schimbăm forma, elementul, schimbăm realitatea. Dacă botezul, afundarea este, care ilustrează îngroparea noastră față de viața veche, poți să o ilustrezi prin turnare sau prin stropire? Nu poți. Ei bine, la fel și pâinea și vinul reprezintă ceva, reprezintă trupul și sângele Domnului. Și tocmai de asta nu poți să iei cu orice. Dar mă întorc la întrebare și vă întreb ce părere aveți, cum ați, ce răspuns ați da celor care spun Pavel a luat într-un context al neamurilor cina cu pâine dospită. Eu aș avea un argument. Zi-te, rog. Adevărul este că Domnul, când apostolul Pavel, când a format adunarea din Corint, că el este cel care a format-o, a format-o cu oameni luați din sinagogă și primii membri adunării din Corint a fost o parte din membrii, foștii membri ai sinagogii de acolo din Corint. Și oamenii ăștia cunoșteau destul de bine simbolistica azimilor la Pesahul evreiesc și nu putem spune că acolo era lipsă prezență evreiască. Din contră, primii membri au fost evrei acolo și ei cunoșteau destul de bine simbolistica și cred că problema celor mai mulți astăzi este că aici la noi în traduceri apare cuvântul pâine și de asta cei mai mulți vin și spun, uite, vedeți, este pâine. Apare termenul general pentru pâine, artos, care poate însemna orice fel de pâine. E un termen generic pentru a defini pâine. Bine, unii vin și spun artos sau arton înseamnă pâine dospită pentru că există un termen specific pentru azimo. Da. Da? Și atunci, din moment ce nu se folosește azimos, ci artos, cum demonstrăm că ceea ce ei făceau, că elementul care îl foloseau este azima? Tot cu textul, frate Raul. Ok. Frate David, te las pe tine acum. Că... Da, e chiar în primul verset. Spune Pavel împreună cu fratele Sosten. Pentru cei ce se uită în Faptele Apostolilor, se vadă că Sosten este un fruntaș de sinagogă, care a mâncat o bătaie înainte să îl pocăiască Domnul. Dar Pavel, nu știm dacă el a scris cu mâna lui epistola, dar a scris-o sigur împreună cu Sosten. Sosten a văzut mesajul înainte să fie transmis. Sosten n-ar fi fost de acord și pentru el ar fi sunat cum să iei Paștele, adică pe Hristos, cu ceva păcătos, pentru că el știa imaginea vie a ceea ce înseamnă un paște evresc, pentru că el însuși ani de zile era fruntașul sinagogii, era o persoană cu vază. El nu trebuia să fie învățat ce înseamnă azimă. El te învăța pe tine ce azimă. Nu îl învățai pe el ce e drojdie. Venea la el să-ți explice ce e drojdie. Deci el sigur ar fi avut de obiectat și s-ar fi îngrozit să zică, păi măi Pavel, cum ai ajuns atâta de permisiv? Asta e un argument din text. Al doilea argument din text, l-a citat fratele Aurel Miclea când a zis am preluat de la Domnul. Întrebarea de bază este următoarea. Cine stabilește ce e bine sau rău? Dacă stabilesc eu, e subiectiv. Dacă stabilește comitetul, e subiectiv la comitet. Dar dacă avem în vedere că Dumnezeu a stabilit mai dinainte ce e bine și rău, pe atunci trebuie să mă întorc spre el să văd ce e bine și ce e rău, ce numește el bine și ce numește el rău. Că dacă el numește bine X și eu numesc bine Y, eu am o problemă. Deci eu trebuie să mă întorc la ce a spus Dumnezeu că e bine. Și în mintea lui Pavel exista un singur fel de bine, nu două bine. Așa cum a lăsat Hristos.
Așa înțeles și Sosten, așa înțeles și el, n-a fost inconsecvență, n-a fost inconsistență, ba nu, a fost un mesaj de unitate, un mesaj clar, atât pentru iudeu, cât și pentru cel care nu era iudeu. Și nu putem, da, dacă am vrut să spun că nu putem greși, deci nu putem greși atâta vreme cât urmăm modelul perfect, adică pe Hristos. Nu avem cum să greșim. Când părăsim modelul perfect, putem greși. Atât am da, și cred că tot textul ne arată, pentru că aici Pavel ce spune? Că ce am primit de la Domnul, ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, când, în noaptea în care a fost vândut, a luat acea pâine. E, în ce noaptea luat? În care a fost vândut, ce a luat? Ce a luat? Corect. Ce a dat pe masă? Acesta este cel mai simplu argument pe baza textului împotriva celor care, crezând că îl cunosc așa greacă, se folosesc de termenul arton și spun că înseamnă doar pâine dospită. În noaptea în care a fost vândut, Domnul a luat o pâine. Arton. Dacă vă uitați la referințele din Evanghelii, am citit Matei 26, acolo în versetul 26, termenul când spune că Iisus a luat o pâine, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor, termenul de pâine acolo este tot arton. Da? Și este evident că acolo a fost azimă. Nu avea o altfel de pâine. Și asta este demonstrația că, de fapt, nu există azimă pentru context evreiesc și pâine dospită, pentru franzelă, pentru contextul neamurilor, ci elementul este în mod consecvent același, azimă. De ce este important? Cred că timpul a expirat și poate continuăm data viitoare să vorbim despre, să reamintim ce înseamnă simbolistica și ce înseamnă dacă luăm pâinea, dacă luăm cina cu azimă și care e proiecția realității pe care o arătăm și ce arătăm dacă luăm cina cu pâine dospită, cu cozonac, cu un hamburger, șocola, cum spun unii, umbrele astea ce realități ar arăta. Așa este. Da. Fraților, mă bucur foarte mult de părtășia avută, de faptul că am putut să ne uităm din mai multe unghiuri asupra acestui rânduieli, la care avem harul să fi luat parte și Domnul nostru și să se identifice cu noi. Și în același timp este de datoria fiecăruia ca să se cerceteze și să vadă dacă ceea ce face și ea este într-adevăr cina Domnului, pentru că Pavel îi mustră pe unii în Corint și zice ce luați voi acolo nu e cina Domnului, cu sens nu este nu evenimentul, ci este un alt tip de eveniment care ar vrea să reflecte același realitate. Deci voi luați altfel de cină. Deci vedem că chiar Biblia ne arată că poți să ajungi ca adunare de pe paginile Scripturii să o iei într-o direcție în care mergi spre a lua altceva decât a lua Hristos. Și nu mai te identifici. Până data viitoare. Peste 10 minute. Vă doresc multă pace și ne vedem cu ajutorul Domnului în partea a doua a rânduirii despre cină. Amin. Amin. Pace. Pace.